Natalia Vasilieva, în vârstă de 40 de ani, spune că atunci când intră în atelier, se simte importantă, pentru că își poate susține mama bolnavă care o așteaptă acasă. Конечно, рады. Здесь очень многим женщинам не хватает рабочих мест, то есть, естественно, это шанс немножко заработать, помогать детям, родителям, которые для которых очень трудно то, что мы находимся в этом заведении, так сказать, и им там труднее, чем нам здесь. Parascovia Motoc stă după gratii cu fiica ei și cu nepoțelul. Femeia spune că munca îi oferă satisfacție și speră că astfel va reuși să ajungă mai repede acasă. Tare mult așteptă. Vrem acasă mai repede, știți? Mă vezi scoatere și mă ajută și la cei de acasă, că e greu situația că fiecare merită aici. Și mi pare gine că s-a făcut așa. Fetița mea stă aici. И купил метела еще. Сперем, что не требуешь ажутор, сажутем, что на копиша, каска. Ну, стерминать студии на копиша, не мерита еще. Șeful Departamentului Instituției Penitenciare, Alexandru Pânzari, afirmă că prin muncă deținuții se disciplinează și privesc cu încredere în viitor. Scopul de bază este reeducarea, dar prin implicarea deținuților în câmpul muncii, ne obținem acest scop. Prin acest pas vom implica în câmpul de muncă aproximativ 20 de persoane, și chiar suntem bucuroși, foarte mândri de acest... Potrivit directorului întreprinderii de la Rusca, fiecare femeie va avea o normă zilnică pe care trebuie să o îndeplinească. Linia de producție a costat utilajul în jur la 15.500 de euro și plus ce am investit noi, întreprinderea, adică vreo 5.000 de euro am investit noi. Toate condamnatele sunt salarizate conform procesului tehnologic. Este un proces tehnologic care îl determine tehnologul și se calculează după timp, se formează niște norme și dacă deținuta îndeplinește norma pe zi, atunci norma la 100%, atunci ea are un salariu minim de 1950. Pentru femeile harnice care vor depăși norma, salariul poate fi de 2 sau chiar de 3 ori mai mare. Cum ajunge în Italia încălțămintea făcută la Rusca, am aflat de la omul de afaceri, Maurizio Conti. Aici noi aducem materiale croite, vrem să facem feste din încălțăminte. Am început, am adus tot, complet, aduc de lucru, asistență tehnică, ne uităm tot problemii mici care se... ce pot rezolva aici, după tot material vine trecut prin altă întreprindere din Călăraș, că facem verificare, rezolvăm tot problemii care sunt, că apar sunt probleme, e trimitem în Italia. Destine care trăiesc într-o lume paralelă pe care nimeni nu o poate înțelege. Trimise în spatele gratilor de metal rece pentru diverse motive, femeile de la Rusca fie se schimbă după lumea în care trăiesc, fie își duc povara pedepsei cu demnitate. Acestea din urmă au privirea mai senină și își proiectează trăirile în lumea de dincolo de gratii.